Medicii, dacă ziua soarele dobăitorii este stăpân, pe cealaltă încep dijelii violente, cu diferență de temperatură și de 10 grade cel. La Timișoara, canicula a doborât un bătrân care aștepta tramvaiul într-o stație. Dintr-o dată s-a prăbușit, iar ceilalți călători au chemat îndată ambulanța. Bătrânul cardiac a fost resuscitat și dus la spital. Acolo, Alkin, în saloane câte un ventilator anemic, încearcă să facă aerul respirat. Insuportabil de cald a fost și în Ghiete. Dacă te încumeți să intri printre taratele metalice, simți că te topești. La Brăila, încă de la ora 11, termometrele indicau 33 de grade Celsius. Vânzătorii erau deja soropiți și încercau să-și salveze legumele aproape pălite. Foarte greu, dar nu avem o posibilitate. Asta este spate.